Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Crimele de război comise de armata rusă în Ucraina șochează comunitatea internațională. În localitățile de unde rușii s-au retras, au fost descoperite zeci și zeci de cadavre de civili executați sumar, pe stradă sau în subsoluri, unii cu mâinile legate la spate, împușcați în ceafă, alții torturați, alții împușcați fără vreun motiv clar, ca și cum s-ar fi aflat pe un teren de vânătoare de oameni. Aceste crime în masă au șocat opinia publică internațională și au determinat statele occidentale să impună noi sancțiuni statului agresor rus. Totuși, deși dovezile privind atrocitățile rușilor sunt zdrobitoare, Kremlinul spune că totul este o invenție și rezultatul unei isterii antioccidentale împotriva rușilor. Despre comunicarea publică a Kremlinului în această perioadă am vrea să vorbim puțin. La telefon este politologul Cristian Prvulescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule profesor, acum, încă dinaintea invaziei și, desigur, și cu mai mare intensitate după începerea războiului, propaganda rusă tot împinge în spațiu public câteva teme totalmente bizare, care n-au, în fapt, n-au nicio credibilitate. Că Ucraina e nazistă, că se pregătea să invadeze Rusia, că războiul nici măcar nu e război, ci o operațiune militară specială, că ucrainienii se bombardează singuri și așa mai departe. Acum, cum spuneam, în ciuda evidenței și a dovezilor incontestabile, rușii spun că masacrele din Bucea, de exemplu, sau Borodianca, ar fi invenții ale Vestului. Care e rostul acestor minciuni atât de străvezit? Ce urmărește și ce speră să obțină Putin cu ele? În primul rând, ele sunt adresate opiniei publice interne. Pregătirea războiului s-a făcut cu multă vreme înainte, propagandistic în interior, prin teorii conspiraționiste în interior și în exterior, care au reușit destul de mult să schimbe situația în multe state, inclusiv în România. Acum, negarea este o caracteristică sovietică veche, masacrul de la Katyn, în care peste 20.000 de ofițeri și parte inteligenței poloneze a fost asasinată imediat după pactul Molotov-Ribbentrop-Molotov. A fost negat până la Gorbaciov, a fost negat câțiva zeci de ani. Rusia, Uniunea Sovietică, Rusia țaristă, n-au recunoscut niciodată acest gen de activități, pe care însă le-au susținut, au fost sistematice, nu sunt accidentale. Ceea ce s-a întâmplat la Bucea nu a fost un accident. Face parte dintr-un sistem de teroare care încearcă să înspăimânte populația civilă, pentru că rezistența extraordinară a ucrainienilor i-au făcut pe ruși să devină foarte violent, să încerce să o distrugă, să înspăimânte. Dincolo de bombardamente, modelul pe care îl știm deja folosit în Siria și în Cecenia, acum folosesc acest gen de teroare cu intenția clară de a obține căderea moralului populației ucrainiene, mai ales că pregătesc noua ofensivă. Negarea nu este altceva decât continuarea acestei teorii conspiraționiste, conform căreia totul nu este decât o campanie a Occidentului decăzut, care încearcă să distrugă Rusia, ale cărei drepturi seculare asupra acestor teritorii și mai nou asupra întregii Europe sunt clare. Asupra întregii Europe, pentru că fostul președinte și fost prim-ministru Dmitri Medvedev spunea că o Eurasie stabilă trebuie să existe de la Lisabona până la Pacific, înțelegem, sub o guvernanță rusească. Deci planul Rusiei este nu numai ocuparea Ucrainei, Ucraina este o victimă colaterală într-o confruntare pe care Rusia crede că poate să o ducă cu Occidentul, pe care îl vede slăbit pentru a-și reface măreția imperială. Cineva spunea că propaganda Kremlinului nu urmărește să te facă să crezi ceva, ci să nu mai crezi nimic. E corect? Nu cred. În cazul rușilor, ei cred. În cazul... Știți, sunt 200 de mii, peste 200 de mii de tineri ruși care au părăsit Rusia de pe 24 februarie. Cu siguranță aceștia n-au crezut nimic, dar nici n-au mai putut trăi acolo. Atmosfera devine de nerespirat în Rusia datorită propagandei forțate și oamenii, unii dintre ei, mulți dintre ei, cred, sigur că nu putem lua în serios sondajele care se fac astăzi în Rusia, nu neapărat că institutele respective ar fi compromise, unele sunt cât se poate de rezonabile, dar oamenii în condiții de război nu vor avea curajul să declare, mai ales că știu că sunt urmăriți, ceea ce cred într-adevăr. Cu siguranță mulți dintre ei știu că sunt mulți minciuni, dar pe de altă parte,
acest narativ oficial este acceptat, pentru că el are legătură cu ceea ce au învățat deja la școală, pentru că acest război se pregătește de 20 de ani ideologic. Toată această reluare a cultului Rusiei țariste, al armatei, al războiului de eliberare al patriei și așa mai departe, nu este o operațiune care a început în 2014 după ocuparea Crimeei, ci a început aproape imediat după ce Vladimir Putin a devenit președinte în 2000. Vor determina aceste imaginea acestor atrocități, crimele astea masă, o schimbare semnificativă în atitudinea statelor occidentale față de părțile din acest conflict, și față de Ucraina și față de Rusia? În ce sens? În sensul că vor continua să sprijine Ucraina și vor continua să sancționeze Rusia. Nu va fi o schimbare. Cu siguranță va fi o accentuare a acestei presiuni, deși ați observat probabil că după alegerile de duminică din Ungaria, solidaritatea europeană nu mai arată ca înainte. Ungaria este dispusă să facă compromisuri, iar relațiile dintre Vladimir Putin și Viktor Orban sunt foarte bune, bine cunoscute. Vor fi forțat să continue sancțiunile. Da, dar bun, sigur, Ungaria este, dă un semnal nu prea încurajator în această privință, dar Ungaria este totuși o economie mică când vine vorba de importuri rusești. Întrebarea, adică toți ochii sunt, toate privirile sunt îndreptate spre Germania, da. La asta mă refer, adică acolo Germania ezită în continuare să adopte măsuri mai ferme de sancționare a Rusiei. Să știți că Germania a luat măsuri cât se poate de ferme de sancționare a Rusiei, mai puțin ceea care privește gazul și petrolul. Cred că urmează cea privind profilirea petrolului rusesc. E o problemă crucială pentru Germania. Aveți dreptate, Ungaria e o economie mică. Germania e cea mai mare economie europeană. Fără gazul rusesc nu va mai funcționa. Și așa bumerangul sancțiunilor economice s-a întors, așa cum ne așteptam. Există nenumărate elemente care fac ca economiile să nu mai funcționeze la potențialul lor. Există nu neapărat riscul de prăbușire economică, dar de scădere semnificativă a creșterii economice, și Germania nu-și permite să riște. Nu pentru că opinia publică și probabil mulți din politicienii germani n-ar vrea, ci pentru că cercurile de afaceri fac o presiune extraordinară ca acest lucru să se întâmple, riscurile fiind acele ale unei prăbușiri a economiei germane. Este o eroare strategică făcută de germani, dar ea nu poate fi reparată doar în câteva luni. Știți foarte bine că și economia românească are, sigur, o dependență mult mai mică, dar are nevoie de petrol și de gaz rusesc. Vorbim despre erori strategice care au fost făcute vreme de decenii, pentru că doar cei care nu voiau să anticipeze, nu realizau că acest război va avea loc. Era inevitabil, făcea parte din regula jocului. Mai avem un minut pentru un răspuns. Care va fi efectul atrocităților, imaginilor acestora, asupra puținor aliați diplomatici ai Rusiei? China, de exemplu. China, după cum înțelegem, prezintă oficial punctul de vedere al Rusiei, dar cu siguranță este afectată de ceea ce se întâmplă. O să vedem chiar astăzi în Organizația Națiunilor Unite, pentru că în adunarea generală se va vota excluderea Rusiei din Comisia de Drepturi ale Omului, și dacă numărul de state care vor vota împotriva Rusiei va crește, înseamnă că izolarea internațională va crește de asemenea. Vă aduc aminte că doar 5 state au sprijinit luna trecută Rusia, 5 state Rusia inclusiv, și 35 s-au abținut, state mari precum China, India și mai departe. S-ar putea să vedem că unele state trec în blocul celorlalte, celor 140 de state care condamnă Rusia, și asta îi va complica și mai mult capacitatea de manevră. Domnule profesor Cristian Pârvulescu, mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru explicații. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.